În această dimineață, agenții din cadrul Poliției Municipiului Deva au efectuat semnal regulamentar de oprire a unui autoturism care circula având luminile de întâlnire stinse pe un bulevard din reședința de județ. Întrucât șoferul nu a oprit la semnalele polițiștilor, aceștia au pornit în urmărirea mașinii suspecte până la intrarea în orașul Hațeg, unde, cu ajutorul unui echipaj din cadrul poliției din localitatea mai sus menționată, au reușit oprirea autoturismului. În mașină se aflau doi minori. Și în urma cercetărilor efectuate, aceștia s-au ales cu dosar penal pentru furt calificat și conducere fără permis, iar unul dintre tineri în vârstă de 17 ani a fost reținut preventiv pentru 24 de ore. După oprirea autoturismului suspect, ca urmare a legitimării celui aflat la volan, polițiștii au stabilit că acesta este un minor în vârstă de 17 ani din municipiul Hunedoara, iar în autoturism se mai afla un alt minor în vârstă de 15 ani din municipiul Deva. Din cercetări, polițiștii au stabilit că autoturismul respectiv a fost sustras de către cei doi minori de pe raza municipiului Deva, acolo unde a fost parcat fără a fi însă asigurat corespunzător, iar cheile de contact fiind lăsate în interiorul mașinii. În cauza polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat și conducere fără permis a unui autovehicul, iar minorul în vârstă de 17 ani a fost reținut pentru 24 de ore. Este interesant de remarcat că minorii erau cercetați și în alte dosare, iar ultima faptă a fost săvârșită la nici o zi, după ce tânărul de 17 ani fusese eliberat din arestul preventiv de 24 de ore, respectiva măsură fiind luată pentru comiterea infracțiunii de furt în scop de folosință, distrugere și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.